În fiecare iarnă, la unitatea de primiri urgențe, se prezintă zeci de persoane cu fracturi în urma unor căzături pe gheață. De cele mai multe ori, victimele sunt copii și bătrâni, aceștia din urmă fiind și cei care se vindecă cel mai greu din cauza vârstei înaintate. Cei care vin prin unitatea de primiri urgență sunt preluați la ortopedie, la radiologie, sunt investigați. Avem o creștere, nu știu, puteți să spun că foarte marcată, marcantă, deci cu cifră, dacă la ortopedie, în mod obișnuit, avem 25-30 de pacienți, asta în zilele obișnuite, dar avem acum poate cu 15%, 10 pacienți în plus. E o creștere, dar n-am avut, cum să zic, un număr din acesta de fracturi, mai ales că mulți vin în urma unei cadă alunecă, pun brațul, li se răsucește glezna, în contuzii mai mult sau mai puțin importante, fără fracturi de multe ori. Persoanele fizice și persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri în timpul iernii ca să curețe zăpada de pe trotuare. Conform unei hotărâri de Consiliul Local, toți sădmărenii trebuiau deja să-și curețe zăpada și gheața din fața casei. Cei care nu au respectat această prevedere se pot trezi cu amenzi în următoarea perioadă. Cele mai multe artere de circulație care au rămas necurățate sunt cele din cartiere, dar și din fața caselor abandonate de proprietari. Vestea bună este că în următoarea perioadă va fi senin, iar zăpada și gheața se vor topi fără prea mult efort din partea cetățenilor.